oamenilor, din ce am observat și din ce m-a dus capul să trag o concluzie, astăzi în bucătărie se face dulce. Să rămână! Ana Consulea este la noi în bucătărie. Bine ați venit la noi! Și am văzut numai lucruri dulce aici, nu? Da, ciocolată! Un desert de weekend. Facem un chec. Un chec? Da. Un chec cu ciocolată și portocale. Vai, câte nevoie aveam de dulce. Asta e portocala, bănuiesc, nu? Da, 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 portocale confiate. Portocale confiate. Pepite de ciocolată pe care o să le punem. Cum se numesc? Pepite. Să văd dacă pepite. Sunt bune. Da, o să... L-am gustat. Da, sunt bune. Bobite. Da, exact, bobite, ca să fie pe alocuri, așa ciocolată. Niște cacao avem aici, împreună cu migdalele și făina. Cum? Se face ușor? Da, se face foarte simplu. Ce punem? Trebuie să spumăm zahărul împreună cu ouăle. Okay. Da. După care o să adăugăm Ouăle întregi. Da. După care o să adăugăm ce avem acolo, cacao, făină, pudră de migdale și puțină sare. Bun. După care o să punem ciocolățica pe care o avem aici, topită. Da. Puțină smântână, ca să adăugăm așa și un pic de grăsime, dar nu foarte multă. Nu da? Foarte multă, da. Așa. După care o să punem portocalele, pepitele de ciocolată, o să băgăm la cuptor, când scoatem, lăsăm puțin la răci și o să glasăm, aici avem un glasaj cu ciocolată și niște clătite uscate băgate în interior ca să fie crunchy. Niște ce? Niște clătite uscate, da. Vai de mine, n-ai nevoie de dulce? Da, deci am venit eu în bucătărie, nu știu, ca să-mi lase gura apă. După care le turnăm în formele astea, formele astea, da, și o să punem deasupra... Și un mini cake. Exact, e un mini cake. Mm-hmm. Și o să punem deasupra o cremă cu mascarpone. Da. Mamă, deci Dumnezeule. Da, o să fie așa o pepite de ciocolată cu clătite uscate. E un chec mai modern. Asta nu e chec, asta este tort în toată regula. Da, abia aștept să-l mănânc. V-am zis că de când mă trezesc mai dimineața mi se face foame, pe la 11 și ceva mi se face foamică. Dar astăzi mâncăm direct dulce la prânz. E nasol să mănânc pe stomacul gol? Checul? Nu. E consistent ăsta, nu? Okay, nu? E consistent, deci m-am scos și cum asta.